Oracol de VIP cu Ioana Goia. Nume și prenume? Horia Mihail. Profesie? Pianist. Vârsta? 40. Destinația de vis? Un loc cu soare. Pasiuni. Muzică. Petrecerea timpului cu copilul meu, atunci când programul îmi permite. Sport, dar nu să-l practic. Ce sporturi vă plac? Cele de echipă. Și tenisul. Și schiul. Aveți un scriitor favorit? Ayn Rand. My philosophy is based on the concept that reality exists as an objective absolute. Cartea preferată? Fountainhead, o carte de referință. M-am identificat poate cu unul dintre personaje. Deci se vorbea despre un arhitect. Ar fi interesant să o recitesc după, eu știu cât sunt, 17 ani, cred, să văd cum mă simt acum. Aveți un actor preferat? Sunt mai mulți. Al Pacino. Vanity. Definitely my favorite sin. Jack Nicholson. You don't think God makes mistakes? Of course he does. We all make mistakes. Of course we make mistakes, they call it evil. When God makes mistakes, they call it nature. Filmul preferat? Nu prea rețin numele, însă am fost fascinat de-a lungul vieții mele de filmele rusești. Sunt atipice. Cred că reușesc să intre mai profund în sufletul spectatorilor. Spuneați de filmele rusești. Este o limbă străină pe care nu ați avut ocazia să o învățați și ați dori? Germană. Compozitorul favorit. Fiecare compozitor pe care aleg să-l cânt are ceva special. Îmi place foarte mult Beethoven. Rachmaninov, îmi place foarte mult. O lucrare preferată? Partea a doua din concertul 23 de Mozart. Mi se pare genială. Care este cel mai frumos proiect realizat? Ultimul proiect de obicei e cel mai frumos. Dacă n-ați fi fost muzician, ce credeți că ați fi fost? La un moment dat mi-a plăcut fizica, am și studiat destul de serios. Probabil că aș fi ori manager la o companie multinațională, ori aș avea propriul business. Aveți o dorință? Da, să întâlnesc și să am de-a face cu oameni care acționează și reacționează cu sinceritate și loialitate. We're your friends, we're your friends, we're your friends to the bitter end. Cum v-ați descrie mai puțin de 10 cuvinte? Sunt romantic, sincer, de multe ori naiv, iubesc oamenii, natura și viața pe care o trăiesc.